Fiecare își dorește să se mențină sănătos și în formă pentru cât mai mult timp. Stilul de viață sănătos depinde în mare parte de obiceiurile zilnice pe care le avem și de modul în care trăim. Sunt acele mici obiceiuri care îți asigură un stil de viață îngrijit, unele regăsindu-se deja printre activitățile tale zilnice, iar pe altele le poți adopta natural, fără prea mari eforturi. Din meniul zilnic nu trebuie să lipsească fructele și legumele, cerealele integrale, orezul brun, paste din făină integrală, secară, orez și uleiurile sănătoase, deoarece sunt sursa noastră de energie. Alege fructele deoarece au cele mai multe vitamine și minerale și o savoare aparte. Poți recurge și la anumite trucuri pentru a menține alimentele cât mai mult timp proaspete în frigider sau în lada frigorifică. Când ai fost ultima oară la medic? La medic am fost acum câteva luni, pentru problema de coșuri la față. Ce faci tu pentru a te menține sănătoasă? Încerc să beau mai multă apă, să mănânc sănătos. Și cam atât. Exercițiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătate, fiind benefice atât pentru fizic cât și pentru psihic. Găsește câteva exerciții sau sporturi care te atrag și practică-le constant. Încearcă să faci sport de 2 ori pe săptămână. Activitatea fizică nu trebuie să fie o corvoadă. Poți opta pentru mișcare în propria casă. Ne-mi te rog, care este secretul tău de a te menține sănătoasă? N-am niciun secret. Fac sport, am grijă la ce mănânc. Și cam atât. Un set complet de analize, când ai făcut ultima oară? Urmează să fac, n-am făcut niciodată. Este importantă atât calitatea cât și cantitatea somnului. Un somn adânc și odihnitor îți aduce mai multă energie, un sistem imunitar mai puternic, o stare generală mai bună și chiar o viață mai lungă. În funcție de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte sunt suficiente pentru ca dimineața să ne simțim odihniți și plini de energie. A voastră, când ați făcut ultima oară un set complet de analize? Fiecare an, pentru că sunt bolnav. Am boli artrită reumatoidă și sunt bolnav și trebuie să fac, să mă internez, dar alții nu am posibilitatea. Gândirea pozitivă este benefică pentru sănătatea ta, nu numai mental, ci și fizic. Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoși, îmbătrânesc mai greu și sunt o companie plăcută pentru cei din jur. Tu îți alegi modul în care trăiești. Dacă vrei să duci o viață lungă și frumoasă, răspunsul este unul singur. Alege un stil de viață sănătos.